Bună seara! Haideți să vorbim acum despre un subiect mai aparte. Nu știți când vorbeam mai demult de căsătoria ca o nuntă sau nunta ca o afacere sau toate cele. Dar până acolo ar mai fi ceva de discutat. Cum se creează un cuplu între două persoane. Practic, două persoane care nici nu se plac, nici nu se displac. Sunt împreună. Dragă, ți-am făcut o ciorbă bună. Ți-o arunc în față. E bună ciorba? Da. Dragule, ți-am spălat pantalonii și i-am călcat. Ți-am spălat chiloții și i-am apretat. Cum făcea mama ta. E bine? Da. După care începe el. Dragă, haide să mergem în oraș la pizzerie să mâncăm o pizza. Mergem, mergem. Și mergem cu prietenii tăi sau ai mei? La început cu prietenii tăi. După care a ei. După care începe o chestie din aceea. Parcă relația a început să scârție. De ce? Cum de ce? E la fel ca și prietena mea, e ca și mama, de exemplu. Ți-am călcat pantalonii, ți-am spălat cămășuța, ți-am apretat-o. E bine, e bine. Mai stai să mai te gândești un pic. El, la ea. Cine va să facă ca să ține de ea? Că dacă pleacă și rămâne singur, n-are cine să-i apreteze cămășuța, să-i calce pantalonii, să-i spele chiloții. Bine, nu te gândi că poate să fie și chiloți frumoși, fără să fie murdari de, nu știu, cacao, urină sau toate cele. Mai stai un pic. Ea începe. Ce naiba să fac? La ai mei să mă întorc? Când trebuie acasă să-mi bată cineva un cui? Să repare o priză? Sau atunci când îmi sare siguranța, să-mi spună și de ce. Deci, o chestie din aceea. Parcă aș fi cu tine, dar nu-i place să fiu cu tine. Și când ajung să iasă în oraș cu prietenii ei și cu prietenii lui la un moment dat, mamă, ce bine e, să uită în grupul lor. Vorbesc, discută subiecte. Ai, dragă, tu știi ce la serviciu am avut următoarea problemă și nu știu ce. Da, dragă, dar puteai să o faci așa. El. Eu am avut problema asta și nu știu ce și nu știu cum. Am rezolvat-o așa. Da, se rezolvă, știi, adică nu. Ca să se vadă că sunt un cuplu, el începe, haide, dragă, vină mai încoace. O trage așa, știi? Da, așa cu. După care, îi dă așa, pe spinare, ușurel, cu mâna. E bine, dragă, e bine. Ea să dă lângă el ca să zică că e cuplu.
Ce mai pune mâna pe hartanel? Sau pe piciorlași? Interesant. Ei nu-și dau seama, ci doar o fac o chestie așa, artificială. Știi, au ieșit în oraș, cu prietenii. După care, peste nu știu cât timp, dar după foarte, foarte mult timp, decid dacă să facă sau nu pasul final pentru a lor viață. Adică să zică ceva de genul: n-ai silit de nimeni și așa, ești de acord să o iei pe vecie, pe fica mea? Sau n-ai silit de nimeni și toate cele, ești de acord să-l iei pe băiatul meu pe vecie? Și răspunsul la amândoi e da, dar cu jumătate de gură. Pentru că se uitau în gașca lor, ăsta a făcut nuntă, să înțeleg bine. Asta la altă a făcut nuntă. Sunt cupluri. Și tu te gândești la chestia aceea. Dragule, facem și noi ceva în casă? Și se gândește, hai să mai facem ceva în casă, știi? Adică simplu, sec. Păi dacă am făcut cu mama și cu tata, ce aș face cu tine? Că poate e mai bine, știi? Singur sau mai știu ce. Ceva de genul: dragule, ți-am pus farfuria cu ciorbă, cum a fost la servici? Nu există aici. Ce mănâncă? Dragule, ți-am făcut cartofi prăjiți cu carne de pui. Mănâncă. Acum ce facem? Ne băgăm la pat. Fiecare separat. Și așa e viața. Când face nunta, cum ne silit de nimeni, ești de acord să-mi iei al meu băiat sau a mea fică, toată lumea o să zică da, da. Ca să facă la restaurant cu prietenii un cuplu, el o trage mai încoace și îi pune mâna pe șira spinării, de sus până jos, ca și când ar cânta la acordeon. Ea se dă mai încoace spre el, hai să încercăm să fim un cuplu și ceva. Dar se vede că e o răceală în ei, o ceva. E, până și acum, mai există o singură variantă înainte de nesili de nimeni, ești de acord să iei pe fica mea pe vecie sau pe fiul meu pe vecie, este faza aceea. Dacă ai găsit pe cineva și te placi cu el, există varianta despărțire. Punct. Pentru că până îți aduci inelul de logodnă prima dată și apoi de căsătorie, durează o vecie. Iar ca să-și pună pirostriile, mai durează încă pe atât, până când își dau seama că așa. Și uite, așa trece vreo 45% din viață, când sunt în concubinaj. După ce ajung în concubinaj, logodiți, păi, am ajuns la situația aceea.
Hai, mă, vă mai căsători și voi că v-ați logodit? Păi da, dar trebuie să strângem bani. Trebuie să mai facem și pentru a noastră parohie, noi doi, ceva. Pentru a noastră casă, ceva. Trebuie să mai strângem și niște bani pentru așa ceva. Și iar, mai durează o vecie. Deja s-a dus spre 50% din viață. Până ajunge să zică, nesilit de nimeni și de bunăvoie, ești de acord să o iei pe fica mea, pe vecie, că na, trebuie să te placă și părinții, domnișoarei, și partea cealaltă, nesilit și de bunăvoie, ești de acord să-l iei pe fiul meu, pe vecie? Din nou, trebuie să te placă și părinții băiatului. Ajungi la cam la 75% din viață. Și ați reușit să faceți o nuntă. Și am reușit să facem o nuntă. Și acum încep felicitările de la nuntă. Vă felicităm că ați făcut nunta civilă, întâi, da? După un an jumate, doi, poate, și cea religioasă. Altă nuntă, alți bani de strâns. Dragă, dacă avem nuntă civilă făcută și nu religioasă, putem să facem și un copil împreună, nu? Ops! S-a intrat ceva. S-a întâmplat o chestie. Bineînțeles că trebuie să ieși și cu băieții și cu fetele din gașcă. Din nou, începi cu chestia aceea. Să se vadă că suntem un cuplu, dragă, mă dau lângă tine. Așa. Să se vadă, dragilor, că suntem un cuplu, eu ca băiat mă dau lângă tine și spun mâna pe șira spinării și te mângâi ca pe acordeon, ce bine e pentru mine, face ea. Dându-se ea lângă așa, pune mâna pe hartănel sau copănel sau ce vrei să mai zici. Fetele râd, băieții plâng, se vorbește, se chefuiește. Dacă a făcut și copilul între nunta civilă și religioasă, trebuie și botezul făcut. Tot adun. E, și la un moment dat în viață ajungi la chestia aceea. Ai o singură șansă să-ți meargă bine în viață. Înainte să faci nunta civilă sau religioasă, sau ambele împreună, și să zici, nesilit de nimeni și de bunăvoie, o iei pe fica mea de soție pe vecie, sau cealaltă variantă, nesilit de nimeni, ești de acord să o iei pe vecie, pe soția mea, sau pe soțul meu, sau să o iei pe fica mea, pardon, pe vecie? Și răspunsul este da. Altfel, stai până ajungi. Mai scrii 5 acatiste pe 7, te mai duci la 7 biserici, mai aprinzi 7 lumânări, dă Doamne să fie ăsta care stau lângă el la masă, soțul care îmi trebuie mie în viață, sau soția care îmi trebuie mie în viață.
Altfel, o să fie ceva de genul. V-am zis. Simplu și la obiect. Când ești cu prietenii, haide, dragă, să pun mâna pe tine, pe spinare, să cânt la acordeon, așa, pe coloană. Ce bine e! Ea vine așa, mamă, ce bine e! Stai să pun și eu mâna pe tine, uite așa, și mai discutăm un subiect. Da. Și asta e. O singură dată. Dacă nu, când ajungi în acea chestie, cu nesili de nimeni, ești de acord să o iei pe vecie, pe fica mea, pe vecie, până când moartea vă va despărți? Și răspunsul e da. Și cealaltă variantă, nesili de nimeni, ești de acord să îl iei pe fiul meu, pe vecie, până când moartea vă va despărți? Răspunsul e da. La ambii. Și la un moment dat, ajungi la chestia aceea. Dragule, am avut momentele noastre bune în viață. Am stat împreună, am mâncat o ciorbă, o salată, o pizza la restaurant cu prietenii mei și ai tăi. Dar chiar că nu merge. Ori ne despărțim. Și asta e. Ori. Cealaltă variantă, să încerce să reîncălzească ciorba. Care nu prea mai merge. Pentru că el a vrut doar o chestie. Dacă mama și cu tata s-a dus, sau între timp se duc la cele sfinte, trebuie să fie cineva care să te și dostoricească, gâgâlească, sau cum vrei să-i spui. Adică ceva de genul. Hai să-i spunem, să-mi gătească o ciorbă, să-mi prăjească un năchi și să-mi facă o friptură cu cartofi și o salată. Simplu. Iar la ea, să fie cineva care să mă gâdilească, să repare siguranța sărită când și când. Să repare cuiul strâmb, priza, să schimbe becul și tot așa. Dar v-am zis, după ce a apărut cu da, nu-i sili de nimeni, îți iau a ta fică pe vecie și invers. Da, nu-i sili de nimeni și de voie bună, îți iau al tău fiu pe vecie până când moartea ne va despărți. Și dintr-o dată, viața le mai dă o palmă. O să stea la geam, fumează țigarea și se uită. Practic se auto-asasinează. Mai au maharcă pe gură, țigara miroase, nu știe cum să scape ori unul, ori celălalt, din relația toxică care a ajuns. Că doar a vrut să aibă, să dețină. Și nu era decât cea mai simplă modalitate de a avea. Un băiat care se repare prin casă, sau o femeie care să-i facă curat și menajeria în casă. Deci, practic, se auto-asasinează. Sau se sinucide.
Și viața trece. Și a mai trecut un an. Și a mai trecut doi. Și a mai trecut cinci. Și a mai trecut și zece. Și la fel. Și mai fumează încă două țigări. Mai avea cinci cafele. Dar tot nu se întrevede o ieșire la liman. Că nici apă în lighean nu mai e când se spală acea relație. Deci m-am zis, întotdeauna, înainte de căsătorie, nuntă, religioasă sau civilă, există o singură ieșire. Dacă e ceva de genul, haide, dragă, la sub braț. Știi? Haide, hai că mă dau după tine, dragule, în fața prietenilor. Hai că pun mâna pe tine, pe șira spinării, de sus până jos, ca și când aș cânta la acordeon. Ia, stai că îmi place că am părea niște oameni. Pe lângă prietenii mei, întâi ai ei, pe care ai noștri și tot așa. Momentul când găsește pe cineva, ai doar un singur da. Punct. Ne despărțim pentru că m-ai asasinat cu ciorbele, cu toate cele. Sau cu altele din partea lui și tot așa. Când se ajunge după, e mai nasol. Există varianta rupem relația și gata. Nu sunt de acord cu divorțul, dar câteodată, dacă s-a făcut o prostie în relație de la bun început, înseamnă că unul dintre ei a fost doar pentru ceva de genul, hai dragă să-ți arăt că sunt bărbat bun, sau hai dragule, hai să-ți arăt că sunt femeie bună pentru tine. Și în fața prietenilor e și mai rău. Că este și mai rece treaba. Pentru că prietenii te văd. Dragă, ești bine cu băiatul cu care ești combinat? Sau cu, dragă, ești bine cu fata cu care te-ai combinat? De ce? Da, da, e bine, da, 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 da. Răspuns final? Da, da, da. E, află că prietenii au văzut ceva. Ceva că nu este bine și își fac o problemă. Își fac, văd o problemă în acel cuplu în care mulți zic, miram aș să se căsătorească ăștia. Era mai să se logodească. Și trece viața peste ei. El la început o vede ca o gospodină, ca și mama, ca și tata, care îi spală, calcă, gătește, repară siguranța, priza, geamul spart sau mai știu ce. Punct. O seară plăcută în continuare.